Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Prim Plan Obiectiv. Loredana Corchiș sunt eu și mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Vom începe ediția de azi cu o statistică. Nu știu dacă știați, dar una din patru căsnicii se destramă. Fram, ursul polar, cel mai cunoscut personaj de poveste românesc, îi ajută pe copii să facă față divorțului. Știm foarte bine, este un subiect delicat, sensibil. Și de cele mai multe ori, dacă nu de fiecare dată, copiii sunt cei care suferă cel mai mult de pe urma unui divorț. Iată că minți luminate au găsit anumite idei să creioneze un proiect care să-i ajute să treacă mai ușor, care să-i ajute să înțeleagă într-un fel sau altul că este o etapă pe care cumva cu brio trebuie să o treacă. Discutăm despre acest proiect împreună cu invitații mei. Alături de mine în platou, Ciprian Beldean, manager de proiect Lumea lui Fram. Ciprian, bine ai venit. Și prin Zoom, Cristina Buja, psiholog, autorul cărții Fram și Bumbic, cel cu două case. Cristina, bine te-am găsit. Îți mulțumesc că ești și tu alături de noi. Bine v-am găsit. Ciprian, o să încep cu tine și o să încep foarte direct. Cum îi ajută Fram pe copii să facă față divorțului? Foarte bună întrebare. În primul rând îi ajută blând și pe înțelesul lor. Astea sunt două cuvinte cheie când am început fiecare carte pentru copii, că lor ne adresăm. Dar cartea e și suport pentru părinți, are câteva informații în spatele cărții exclusiv pentru ei, care ajută și în citit și în dezbătut cartea cu copii. Îi ajută să înțeleagă ce se va întâmpla înainte poate să afle sau să fie efectiv evenimentul, o pregătire. Îi pregătește, asta spune. Acest proiect se adresează cumva copiilor de până la ce vârstă? A spune proiectul Lumea lui Fram, de la 2 la 7 ani, sunt copii care sunt entuziasmați de cărțile de aventuri, unde sunt pentru cei care încep să citească, mă refer, 7-8 ani. Sunt mai ușor de citit, propoziții scurte. Dar, în principal, focusul nostru e clasa pregătitoare de 6-7 ani. Te întrebam asta pentru că am avea impresia că un copilaș de 3 ani nu înțelege oricum aceste modificări. În schimb, dacă vorbim de 7 ani, acolo parcă realitatea e mult mai înțeleasă de către copilul respectiv. Și atunci, cumva, etapizat, încercați să ajungeți la vârste în funcție de capacitatea lor de înțelegere? Dacă vorbim strict despre carte care e dedicată separării dintre părinți, ea nu e o carte care o iei cea de 2 ani și te aștepți să ajungi la cea de 6 ani, cea cu despărțirea, ci e o carte care vine în ajutor chiar când este problema. Un copil de 3 ani o va înțelege, unul de 5 cu siguranță mai bine și unul de 7 mult mai bine. Ce putem face dacă se întâmplă și citim cărțile cu Fram, care sunt adaptare la grădiniță, care e general pentru toți copiii, sau începerea primei zi de școală, sau cartea cu fructe și legume pentru 2 ani. Fram e prietenul lor, iar în cazul neplăcut în care chiar se întâmplă partajul, atunci ei deja îl cunosc pe Fram și poate să le fie de ajutor. Deci, un copil de 7 ani citește deja, sau cel puțin înțelege mult mai multe lucruri din cartea respectivă. În schimb, în cazul celor între 2 și 5 ani, să zicem, aportul părinților sau unuia dintre părinți ar fi foarte important. Să înțeleagă ei la rândul lor, aici ne va ajuta și Cristina, să înțelegem cât de important este să fie consiliat, de exemplu, și un părinte, pentru că înainte de a purcede cu aceste demersuri de a divorța, cumva trebuie pregătit copilul. Ca să poți să-l pregătești pe copil, trebuie tu ca părinte să fii cumva consiliat psihologic, cred, ca să poți să ai o abordare. Cristina, dacă am dreptate să ne spui, dacă nu, cum vezi tu toată pregătirea aceasta din perspectiva părintelui? Da, fie consiliat psihologic, fie pur și simplu informat. Ce să-i spui copilului, cum să-i spui în funcție de nivelul de dezvoltare pe care îl are, de vârsta pe care o are, de contextul în care se află familia. Sunt câțiva pași care ajută și întrebări la care răspunde și cartea în partea de ghid psihologic pe care noi am scris-o special pentru părinți. Cât părinții sunt mai pregătiți și mai liniștiți și mai împăcați ei cu faptul că familia se schimbă, cu
cu atât va fi mai ușor de gestionat și reacțiile pe care copilul le va avea. Tu ești autorul cărții Fram și Bumbic, cel cu două case. Cum primesc copiii informația că odată cu divorțul vor avea două case, două perechi de părinți posibil, poate un alt frate, o altă soră? Dacă pot să mai repet puțin în partea, începutul întrebării, pentru că eu am pierdut sonorul. Da, ne gândeam cum primesc copiii informația aceasta că odată cu divorțul, practic vor avea două case. Cumva se încearcă transpunerea acestui eveniment nefericit într-unul care ar putea totuși să fie benefic. Două case, două perechi de părinți, poate un nou frățior, o nouă surioară. Cred că acolo se merge cu ideea. Da, cu ideea este să-i prezinte noua realitate în care copilul va trăi. Pentru că de cele mai multe ori când vorbim de și de separare, copilul va locui în două case separate, ceea ce și este recomandat de altfel din moment ce părinții nu mai sunt un cuplu. Și atunci, parcurgând pas cu pas povestea, vede aceste etape, că vor fi două case separate, că va avea două camere diferite în cazul în care are propria lui cameră, că vor fi reguli diferite, pentru că la mama va fi într-un fel, la tata va fi într-un fel, că se va reconstitui familia. Noi n-am mers până într-acolo, am gândit-o ca un sprijin mai degrabă pentru primele etape, pentru începutul acestei schimbări. Pe alocuri, cartea prezintă și glume, că sunt șosetele amestecate, fiindcă toți au fost plimbate de colo-colo. Vorbeam și cu Ciprian de diferențele de vârste, totuși. Acest proiect, destinat copiilor cu vârste între 2 și 7 ani, totuși, există diferențe, că vedem copiii se dezvoltă foarte repede și vedem diferențe de la o lună la alta, adarmite de la un an la altul. Și atunci, Cristina, te-aș întreba cât de diferită e ședința aceasta de consiliere, acum strict profesional, pe parte de psiholog, te întreb, cu un copil de 3 ani sau 4 ani față de unul de 7 ani. Lucrul cu copilul, mă întreb. Exact. Între 3 și 7 ani încă se lucrează foarte mult ludic, adică prin joc, prin jocuri de rol, jocuri cu păpușile, diverse tehnici terapeutice ludice pe care noi specialiștii le folosim. La 7 ani folosim mult și vorbitul, dar tot jocul rămâne de bază. La 3 ani este strict prin joc. Recomandarea mea întotdeauna rămâne mai degrabă părinții să se pregătească și să învețe ei ce o să-i spună copilului, să vorbească împreună cu ambii părinți, să-i spună copilului că se vor despărți, să-i prezinte o poveste cât de cât coerentă a ceea ce s-a întâmplat și ce va urma să se întâmple. Sprijinul îl văd mult către părinți. Lucrul cu copilul este necesar atunci când apare deja o tulburare, o manifestare, un comportament care încurcă funcționarea de zi de zi a copilului. Dacă părinții sunt ei, cum vă spuneam, mai echilibrați, mai împăcați cu ei, mai lucrați, mai duși la terapie, ca să spun așa, și știu cum să sprijine copilul și să-i rămână aproape ca să gestioneze și să proceseze ceea ce simte, atunci nu mai e nevoie de o intervenție specializată a unui psihoterapeut. Psihoterapeutul apare atunci când apare și o tulburare. Care ar fi primele semne care ar trebui să dea de gândit unuia dintre părinți, dacă ei sunt despărțiți? Semne pe care le manifestă copilul în urma divorțului, presupunând că nu s-a avut foarte mult în vedere pregătirea copilului, că acesta e poate mai introvertit, nu manifestă foarte clar ceea ce simte și la un moment dat poate să apară, așa cum spuneai, o tulburare. Cum se manifestă el așa, prin două, trei simptome, să le spunem, ca părintele să înțeleagă că trebuie neapărat să meargă cu copilul la psiholog? Ghidajul pe care îl ofer eu tot timpul este faptul că funcționarea de zi cu zi a copilului nu mai are loc într-un mod sănătos, adică nu se odihnește, are foarte multe coșmaruri, începe să aibă probleme de interacțiune cu alți copii, refuză să meargă la grădiniță sau la școală sau la after. Manifestă foarte multă furie și comportamente antisociale, cum le numim noi uneori.
Și simțul acela al părintelui că ceva se întâmplă cu copilul meu, nu mai este el așa cum era, iar eu nu mai reușesc să mă descurc singur cu el. Ciprian. Începutul este oricum o evaluare a copilului. Așa este. Nu te-am întrebat cum a luat naștere, de fapt, acest proiect? Cum v-a venit ideea să apelați la personaje din povești? Sigur, copiii, cumva, mai ales în perioadele în care sunt afectați de o situație sau alta, își creează și prieteni imaginari. Poate mulți dintre ei sunt proiectați chiar din lumea poveștilor. A fost și acesta, să zicem, unul dintre motive sau cumva punctul de la care ați pornit? Au fost personaje imaginare, toți îl știm pe Fram din poveștile lui Cezar Petrescu. În 2016, când am început proiectul cu ajutorul Fondului Cultural Național, toți știm că povestea lui Fram, de fapt, nu e una veselă, să fim sinceri, e una mai tristă. Dar ce am făcut noi, l-am schimbat pe Fram, l-am adaptat și am făcut o nouă povestire, se spune Aventurile lui Fram, se află la bază ca romanul original, dar l-am schimbat. E o poveste veselă de data aceasta. Iar apoi am spus, ok, misiunea lui Fram e să entuziasmeze pe copii. Să le ofere informații, un pic de glume, aventura, cum Fram merge în jurul lumii, ce descoperi și își dă seama că de fapt acasă e cel mai bine. Și am spus, hai să dăm și o misiune socială. Cum am putea să ajutăm? Și atunci am ales să mergem pe partea de dezvoltare emoțională. Am făcut un research, am intrat 100 de români, să spun așa. Ce provocări au cu părinții. Și noi suntem părinți cei din proiect și am descoperit aceste nevoie ale lor de a găsi un pod. Că e un pod de comunicare în care copilul învață pe limba lui și părintele se sincronizează cu aceeași informație cu copilul. Și pot să discute oarecum despre aceleași lucruri. Și rămâneți cumva devotați lui Fram, având în vedere că proiectul deja este cunoscut cu acest nume? Sau vă gândiți să apelați și la alte personaje, nu știu, poate să extindeți sau să faceți cumva diferit lucrurile pe viitor? Brandul se numește Lumea lui Fram și va rămâne doar cu Fram ca personaj principal. El va fi acompaniat și de câțiva prieteni. Ne dorim foarte mult să scoatem și un film de lungmetraj, așa că în câțiva ani sper să ne vedem și în cinematografe. Acum lucrăm la un film de scurt metraj, tot cu ajutorul unui grant național de la Centrul Național de Cinematografie. Cu ajutorul scurt metrajului să atragem investitori pentru un film de lung metraj. Și acum că ne spuneai de Fram și de povestea lui, e clar că cumva l-ați ales pentru că are o poveste tristă. A prima dată într-o procedură de divorț și aceasta e o poveste tristă, după care Fram totuși reușește să depășească povestea tristă, intră în aceste aventuri, cumva învață copila și să treacă și ei prin toate aceste etape. Dar poate copilul de 7 ani îi cunoaște și povestea reală a lui Fram și acum face cumva diferența, poate înțelege mai clar, nu? Posibil să descopere povestea originală, asta din câte țin eu minte din research-ul nostru, e la clasa a doua, e o lectură opțională peste vară. Deci aia înseamnă undeva pe la 10 ani. Dacă părinții nu l-au expus la povestea originală sau nu i-au povestit-o în felul lor, nu prea are cum să afle de Fram. Și oarecare va fi impactul dacă nu au citit-o? Ați prezentat pe Fram sub o altă formă, da. Și în clasa a doua ajunge și descoperă un alt Fram. Da. Va vedea diferența între anul 1931 și 2022 sau 24, când o citește. Noi am ales și aceste provocări pentru părinți. Fram înseamnă înainte, în limba norvegiană. Și atunci, cred că și asta ne-a inspirat un pic. Iar în momentul când am ales în 2016 ce să creăm, ca și conținutul original, pentru că studioul nostru asta face, creăm cărți și ilustrații și desene pentru copii ca servicii. Acest brand care l-am pornit, cam asta e misiunea lui, să aibă un personaj românesc. Iar în jurul nostru toată lumea zicea că știe pe Fram. Da, așa este, chiar că toată lumea știe. Cristina, voiam să te întreb cât de important ar fi ca la creșă, la grădiniță, până în clasa pregătitoare, nu? Aici ne oprim cu vârsta deocamdată, să existe, nu știu, poate un opțional de genul acesta. Poate reușiți să introduceți cartea chiar la acest nivel, ca doamnele educatoare să le poată povesti
ceea ce voi ați inserat în această carte copilașilor și cred că nu este destinată doar copiilor care trec prin lucruri atât de grele, ci cumva vine ca o pregătire și pentru viitor, pentru viață, pentru tot felul de blocaje care apar. Ce ne poți spune, Cristina, despre importanța educației din faza de creșă? Cred că este, cartea în sine este o resursă chiar și pentru personalul didactic, și creșă și școală. Știu că a ajuns cartea și la copii de 8-9 ani și au îndrăgit-o, chiar dacă sunt mai mari decât 7 ani cât preconizam noi. E o resursă pentru cadrele didactice, pentru că pot înțelege etapele prin care trece un copil atunci când părinții lui divorțează și atunci îi pot oferi un sprijin suplimentar, care este esențial în această perioadă. E o resursă și pentru copiii a căror părinți n-au trecut prin divorț și nu-și propun asta, dar care îi cunosc. Poate au prieteni, poate au colegi la școală care vin și povestesc. Știți, părinții mei se despărțesc, cum a spus la un moment dat cineva, și am trecut și noi în carte, ca amuzament. Atunci să înțeleagă și acești copii, dar ce înseamnă, dar de ce prietenul meu, colegul meu, vine odată mama, vine odată tata, dacă vreau să mă văd cu el, trebuie să-i scriu mai timp, trebuie să-i spun fie mamei, fie tatălui, în funcție de weekend-uri, cum și le petrec. Și atunci este o resursă în plus pentru fiecare copil, iar noi trăim într-o perioadă în care divorțul este în creștere, se întâmplă, e o realitate a vieții mai neplăcută, dar rămâne în continuare o realitate și e bine ca fiecare copil cumva să fie pregătit ca să poată să înțeleagă ce se întâmplă și să perceapă această nouă realitate în care noi trăim. Pe vremea când s-a scris prima dată Fram, divorțurile nu erau încurajate și nici acceptate și nici privite într-un mod natural. Încă ne confruntăm cu perceperea divorțului ca un mit, dar din fericire evoluăm din ce în ce mai mult și acceptăm și astfel de schimbări în jurul nostru. Așa este, din păcate, dacă vorbim de anul 1990, 16% era atunci rata divorțurilor. În schimb, la finalul lui 2020, această rată a ajuns la 28,5%. Voiam să te întreb, Ciprian, la lansările cărților, ce fel de întrebări se pun? Cine participă și dacă, nu știu, ai sesizat foarte mult interes în această zonă, pentru că din întrebările pe care le primiți acolo, cu siguranță vă vin idei pentru următoare carte. La lansări, dacă vorbim de cărțile strict de dezvoltare emoțională, participă părinți care sunt conștienți de provocări. Că urmează să meargă la grădiniță, că urmează să meargă la școală, că sunt într-un proces de separare. Întrebările sunt care ni le putem imagina cu toții. Cum fac? Ce îi spun? Plânge sau își exprimă situația cu copilul? Oma dar va oricum ajuta? Sunt părinți care înțeleg acest concept de dezvoltare emoțională, pentru că încă există foarte mulți părinți care cumva resping această idee, tocmai pentru că noi suntem ca și părinți etapa intermediară între un anumit fel în care am fost crescuți, în care sigur nu discutam deloc de dezvoltare emoțională, și cealaltă extremă a copilașilor noștri care cresc în jurul acestei idei. Da, principiul ăsta de dezvoltare emoțională e oarecum nou, ca și parenting în general. Dacă ne gândim la anii 80, ce parenting era atunci sau dacă exista termenul, nu, e foarte diferit. Atunci focusul era pe altfel de educație. Acum cred că ne progresăm și noi și ne dăm seama că de fapt tot ce facem este emoțional. Orice interacțiune care avem are la bază o emoție și e important să ne dezvoltăm și să ne cunoaștem emoțiile respective, să așa înțelegem că în cazul unui copil, el își poate imagina și simți foarte multă frustrare și supărare, că poate crede că e din cauza lui. Și tu spui că ai un copil neascultător. Exact, exact. Foarte mulți copii cred, din păcate, că orice conflict dintre părinți pornește de la ei. Cristina, te-aș lăsa pe tine pe final de discuție să dai un sfat celor care poate chiar în acest moment trec printr-o astfel de situație. În mine așa primordial în minte este să rămână, să fie dat către copil și să rămână mesajul principal
anume că mama și tata nu se mai iubesc între ei și nu mai sunt fericiți împreună, dar amândoi îi iubesc foarte mult pe copil și asta nu o să se schimbe niciodată. Și iar important mai pare să răspundem tot timpul adevărul, în termen cât mai simpli, cât mai clar, cu cât sunt mai mici, cu atât mai puține cuvinte, cu cât sunt mai mari, vor pune ei mai multe întrebări și să rămânem deschiși să le oferim răspunsul la aceste întrebări. Și să, pentru că spuneați mai devreme că ei cred că toate pornesc de la ei, și să gestionăm și partea aceasta în care ei vor dori să împace părinții și vor crede că o pot face sau vor crede că ei sunt sursa neînțelegerilor și atunci să fim foarte clar cu ei că e o treabă care ține de adulți. Cartea oferă mult mai multe detalii în acest sens, cum putem să transmitem aceste mesaje și să reducem din această responsabilitate și vinovăție pe care uneori copiii o simt. Citim așadar cartea, cu siguranță și noi adulții avem foarte multe lucruri de învățat din ea. Cristina, îți mulțumim, Ciprian, de asemenea, te rog mulțumesc să mai vii pe la noi. Cu mare drag. Să ne mai împărtășești din lumea lui Fram, pentru că, repet, avem atât de multă nevoie să înțelegem ce e cu conceptul acesta de dezvoltare emoțională, mai ales în cazul copiilor și mai ales în situații de acestea, de divorț. Cu drag. Noi mergem acum mai departe. Facultatea de Teatru și Film împreună cu Facultatea de Știință și Ingineria a Mediului și în parteneriat cu Forumul Local de Apă Cluj organizează concursul de fotografie și video pentru elevi și studenți intitulat Apa noastră de la Cluj, pentru a sărbători Ziua Mondială a Mediului. Astfel, sâmbătă 11 iunie, între orele 11 și 16, vor fi celebrați câștigătorii concursului prin proiecții foto, video și ateliere profesioniste adresate copiilor și tinerilor. Discutăm mai multe despre acest proiect după ce urmărim în premieră filmul de promovare al campaniei. Suntem 70% apă. La Cluj suntem Tarnița. Suntem Someș. Suntem mii de ochiuri de apă. În fiecare clipă, ea ne menține în viață. Ne hrănește. Ne curăță. Apa aceasta nu ne curge doar nouă prin vene. Ea susține viața prietenilor noștri. E martora iubirilor noastre. E motivul zâmbetelor într-o după-amiază însorită. Această apă adună la oaltă familiile noastre, mai mici sau mai mari. Ne eliberează ne redă speranța. De sute de ani, apa transformă orașul nostru. Îi dă energie și putere. E motorul care pune în funcțiune fiecare telefon, laptop sau întreprindere. Această apă ne este indispensabilă. Însă astăzi, schimbările climatice, modul de consum, poluarea, sunt o provocare din ce în ce mai mare, atât la nivel mondial, cât și la Cluj. Putem pierde această apă, ceea ce suntem și ceea ce iubim. E nevoie ca fiecare dintre noi să se implice pentru a proteja această apă. Instituțiile statului, oamenii de știință și cercetătorii. Tehnologia și digitalizarea sectorului de apă oferă în fiecare zi soluții noi. Avem alături de noi și sectorul privat, cultural și ONG. Dar și tu ai un rol important.
Fiecare locuitor al orașului se poate implica să protejeze sursa vieții noastre. Apa Clujului. Alătură-te Forumului Local de Apă Cluj și haide să creăm împreună un oraș cu apa pe care ți-o dorești. Foarte frumos filmul de prezentare al campaniei, realizat chiar de către invitata mea, care se află în platou alături de mine, doamna lector universitar dr. Oana Ivan, de la Facultatea de Teatru și Film din cadrul UBB. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc frumos foarte de invitație! Sunteți specialist antropologie vizuală și antropologia mediului, regizor și producător de filme documentare, ne-ați arătat și mai devreme, și organizatorul concursului Apa Noastră de la Cluj. Vorbim imediat despre el, dar vreau să vă prezint și pe cea de-a doua invitată, alături de noi prin Zoom, doamna Ioana Dobrescu, inițiator al Forumului Local pentru Apă Cluj. Bună ziua, vă mulțumesc că v-ați alăturat nouă. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Doamna Ivan, haideți să vorbim puțin despre acest proiect foarte interesant. Sărbătorim Ziua Mondială a Mediului. Și cum a venit ideea acestui concurs de fotografie și video? În primul rând, împreună cu Ioana Dobrescu și cu Nicoleta Brișan de la Facultatea de Știință și Ingineria Mediului, am început să ne gândim cum să facem un eveniment în care să implicăm copiii. Știm că astăzi, ziua de astăzi, majoritatea ne plângem, copiii stau doar pe tablete, pe telefoane, nu mai știi ce să faci cu ei. Și unul dintre motivele, mi se pare mie, pentru care este așa, este că nu sunt cooptați și pentru că nu li se oferă, cum se zice, putere, adică puterea fiind camera. Și am zis, haide să-i cooptăm și să le spunem, faceți voi, haide să vedem ce aveți voi de spus. Și pentru că acum toată lumea este cu acești copii adolescenți, sunt pe TikTok, știu să filmeze, ne-am gândit să propunem o temă a mediului, care este apa de la Cluj. Ioana vă spune mai mult despre acest proiect. Iar copiii să facă un mic clip video în care să spună soluțiile pe care ei le-ar vedea de la nivelul lor despre cum se poate îmbunătăți situația apei de la Cluj, fie lac, fie râu și așa mai departe. Și am avut niște surprize foarte plăcute, am avut niște răspunsuri foarte drăguțe, unii dintre elev ne-a spus că lui ar place pur și simplu un ponton pe râul Nadăș, unde poate să cânte împreună la chitară cu frățiorul, wow, și cu surioara lui. Altă propunere a fost despre niște pompe venite din clasa 6 sau 7, niște pompe acționate de energia solară, care să curețe fundul apei de la Chios, lacului Chios și așa mai departe. Deci niște idei pe care noi niciodată nu le-am fi închipuit și iată că vine din partea noii generații. Și poate că ar trebui duși acești copilași în fața autorităților locale, care au oarecum putere de decizie. Cred că ar fi cu toții impresionați de felul în care gândesc copiii. Mă îndrept acum către doamna Dobrescu. Anul acesta, așadar, pentru a celebra mediul, ați ales partea cu apa. Spuneți-ne mai multe. Da, am ales tematica apei, deoarece acum un an am lansat acest forum local de apă la Cluj. Acest forum este, de fapt, un grup informal de discuții, unde aducem la un loc atât sectorul privat, instituțiile publice, centre de cercetare, universitățile, ONG-urile, mediul cultural, foarte important, și locuitorii ai Clujului, cetățeni de rând, ca să le zicem așa, care sunt interesați de bunăstarea mediului și de calitatea vieții la Cluj. Și așa cum a spus și dumneavoastră, o să încercăm pe cât de mult posibil să aducem și noua generație și acești tineri, elevi, studenți, în contact direct cu instituțiile publice din Cluj, tocmai pentru a putea discuta împreună posibile soluții și de a dezvolta împreună atât soluții cât și politici de apă local. Da, ar fi foarte interesant o astfel de dezbatere. Dacă vorbim de vârste, celor cărora li se adresează, spuneați copii, studenți, elevi, deci cumva pe toată aria, dar concursul acesta cumva a fost împărțit, bănuiesc, pe grupe de vârstă. Da, am avut pentru clasele 5-7, am avut
un concurs pentru foto, deci copiii trebuia să trimită câte o fotografie și să însoțită de un text în care să spună de ce este locul lor preferat cu apă din diferite părți ale Clujului și ce soluție ar propune ei. Iar pentru elevii de liceu, clasele 9-11, i-am rugat să facă un videoclip, un videoclip de tot așa să prezinte soluțiile, iar la nivel de facultăți, de studenți, i-am rugat să își înglobeze deja experiența pe care o au în diferite domenii în care sunt, pentru că ne-am adresat tuturor facultăților, fie că este geografie, sociologie, biologie, să vină cu expertiza pe care au început să-și o clădească la începutul carierei și să o exprime prin aceste scurte filme pe care noi le vom prezenta sâmbătă. Ați pus la dispoziție și un atelier de film pentru copii și tineri interesați să încerce aparatura de ultimă generație, îndrumați de către profesioniști. Povestiți-ne mai multe despre acești profesioniști care au fost alături de copilași. Acești profesioniști sunt studenții noștri de la Facultatea de Teatru și Film. În cadrul evenimentului pe care unde vă așteptăm pe toți, sâmbătă, începând cu ora 11, vom avea aparatură de ultimă generație, fiecare aparat cu profesionistul lângă, ca să spun așa, în dotare, iar copiii și tinerii, adolescenții, vor putea să pună mâna, să filmeze, să facă zoom in, zoom out, alte tehnici care sunt caracteristice, să învețe mișcările de bază cu niște aparate profesioniste care altfel nu ar avea șansa să le folosească sub îndrumarea noastră, iar noi vom avea și alte ateliere în curtea, se desfășoară în curtea Facultății de Teatru și Film de pe strada Cugălnicianu numărul 4. Acolo îi așteptăm, o să avem și pistoale cu apă, să împuște niște mesaje ecologiste despre apă și toate acestea le vom filma și se vor filma între ei. Veniți doar să vedeți cum e să pui mâna pe o cameră. Ca și criterii de selecție a filmulețelor, a lucrărilor, să le spunem așa, celor care au participat la concurs. Ați ținut cont mai mult, să spunem, de partea video sau de fotografie, felul în care cunoșteau copiii, nu știu, încadrarea sau curgerea pur și simplu a imaginilor, sau v-a impresionat mai mult ceea ce găsesc ei ca și soluție pentru a păstra mediul curat, mai ales tematic apei? Da, aici a fost o mică problemă, a fost un mic blocaj care a devenit destul de mare la un moment dat. Atunci când am lansat concursul, am primit puțin feedback de la anumiți părinți și profesori și majoritatea spunea: oh, dar noi nu avem aparate profesioniste, copiii noștri nu știu să le folosească, nu știu să facă astfel de filme. Și atunci ne-am dat seama că, stați, copiii sau părinții se blochează, cred că este vorba de ceva tehnic complicat și așa mai departe. Și atunci am spus: nu, se poate face și cu telefonul, important este mesajul. Ce este pentru noi important și este important în continuare este ca acești copii să aibă curajul, pentru că au niște idei foarte frumoase, dar există un blocaj, să le exprime, să nu rămână doar în mintea lor, care se învârt acolo rotițele acelea vin cu niște idei minunate, și să le pune pur și simplu într-un mesaj video sau foto, care este, deci cum să zic, nu este admitere la facultate, noi nu oferim Oscaruri, nu avem producție de milioane, bugete, milioane de euro și așa mai departe. Suntem niște persoane care vrem să ne întâlnim cu tânăra generație și vrem să vedem cum gândesc ei, ce soluții au despre apă și despre mediu, și toate acestea exprimate prin foto și în video. Cum se poate? Doamna Dobrescu, ne spuneați de soluțiile pe care încercați să le găsiți în cadrul forumului pentru apă Cluj. Vă adresați și tinerilor sau îi cooptați în echipă, dar și ne spuneați tot ce înseamnă mediul de afaceri, privat, cultural, foarte important, ați menționat, și așa mai departe. Ce planuri aveți în continuare? Cum vă gândiți să aduceți în față aceste soluții pe care le discutați în interiorul forumului și vreți cu siguranță să le transmiteți mai departe celor care pot să ia decizii în acest sens? Noi am lansat acest forum, această inițiativă, acum mai puțin de un an și încă ne aflăm în faza de cooptare de participanți.
Până la momentul actual avem alături de noi atât operatorul de apă, compania de apă Someșul, avem administrația bazinală de apă, avem atât sectorul academic alături de noi prin Facultatea de Știință și Inginerie a Mediului, Facultatea de Geografie, avem ONG-uri alături de noi, Fundația Comunitară Cluj, Asociația Minimas, care reprezintă grupul din spatele Someș Delivery, avem Institutul de Cercetare pentru Economie Circulară, deci avem foarte mulți reprezentanți de la diferite organizații și instituții, dar încă ne lipsesc, să zicem așa, suficienți locuitori ai Clujului care nu sunt neapărat asociați unei organizații. Deci pe perioada care vine și prin această campanie pe care am lansat-o, sperăm să atragem cât mai mulți cetățeni ai Clujului în inițiativa noastră și să stabilim de comun acord pe viitor cum putem testa aceste soluții și politici și pe parcursul acestei inițiative sperăm să ni se alăture și Primăria Cluj, tocmai ca soluțiile și politicile pe care le propunem să-și atingă scopul și să fie preluate pe care într-adevăr pot să pună o politică în aplicare. Așa este, sperăm că așa va fi. Mă întorc acum către dumneavoastră și vreau să ne spuneți mai multe despre premii. Sâmbătă, da, acordați premiile, deja ați făcut selecția, știți exact către cine merg aceste premii, dar să ne dați mai multe detalii, ce fel de premii veți acorda, practic? Nu știm încă, am făcut doar o preselecție. Vom avea cele mai, cred că 15 lucrări foto au fost selecționate, le vom printa pe un format A3 pentru ca acești copii să reușească să-și vadă rodul muncilor pe perete, cum se spune. Iar vom avea o gală în care vom prezenta filmele realizate de elevi și de studenți. Fiecare realizator va fi invitat să spună câteva cuvinte. Sperăm să-i obișnuim cu această atmosferă de festival în care tu, ca și realizator, vii, îți prezinți produsul și ești în contact cu publicul. Mi se pare foarte important această componentă. Și după aceea vom delibera juriul, vom delibera juriul, este format din persoana mea, din Ioana Dobrescu, doamna conferențiar Nicoleta Brișan și Aida Ilie, care este studentă la noi la facultate și una dintre colegele noastre. Așa, da. Este, deci, foarte talentată. Girls Power. Suntem patru femei care, doamne, să nu zicem, patru doamne care vom juriza și așteptăm cu drag și pe cei care nu au trimis niciun fel de lucrare. Sunt cu toți bine primiți să pună mâna pe camere, să se joace cu apa, vom avea și experimente cu apă și o să fie, cum să spun, sper să nu ne ajute de sus prea multă ploaie și atunci... Păi tot apă și aia. Tot apă este, dar oricum avem, și dacă plouă, se poate face, este organizat, noi avem un backup plan, avem în cadrul facultății deja rezervate spațiile respective, doar să vină și să ne simțim bine împreună. Așa să fie. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și ne-ați împărtășit din acest proiect. Cu siguranță veți reveni să ne spuneți și ce s-a întâmplat sâmbătă. Și cu siguranță, dincolo de asta, poate o să avem ocazia să vorbim și cu copiii, să vedem ce au înțeles ei din această experiență și cu ce au rămas, că cred că asta e cel mai important. Vă mulțumesc, mult succes! Mulțumim frumos! Noi mergem acum mai departe. Cel mai mare eveniment din România dedicat sportului revine anul acesta la Cluj, iar capul de afiș este reprezentat de meciurile de retragere ale lui Horia Tecău și Adrian Mutu. Bineînțeles că discutăm despre acest eveniment împreună cu domnul Patrick Ciorcilă, organizator Sports Festival, care este în legătură cu noi în acest moment. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Cu mare drag, noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și chiar dacă se află la a treia ediție, având în vedere că vorbim și de tenis, eu o să vă ridic mingea la fileu și să vă întreb de ce Cluj-Napoca totuși pentru acest eveniment atât de mare și de magic. Da, de ce Cluj-Napoca? Cred că, în primul rând, este un cumul de factori, ca să spun așa. Cred că, în primul rând, este
infrastructura, care e meritul autorităților locale, că au făcut posibil o infrastructură prin care noi putem să aducem evenimente de top mondial la Cluj-Napoca. Altfel nu s-ar putea și cred că este un bun exemplu și pentru alte orașe din România și au început deja să vină și Oradea și mai multe orașe pe urma Clujului, dar și cred că și noi ca echipă și ca oameni avem o echipă frumoasă. Brandul Sports Festival a demonstrat că poate să livreze evenimente de top, așa că suntem onorați că vom organiza atât meciul de retragere al lui Horia Tecău, cât și meciul de retragere al lui Adrian Mutu, mai mult meciul de sărbătoare a carierei lui Adrian Mutu, pentru că Adrian s-a retras de câțiva ani, dar cumva suntem legați de două nume foarte mari ale, poate unul dintre cele mai mari nume ale sportului românesc din istorie, pentru că Horia este un jucător de tenis incredibil de titrat, cu titlul la Wimbledon, campion, vicecampion olimpic. Mutu a jucat la atâtea echipe mari din Europa, așa că e o mare onoare, dar și o mare responsabilitate pentru noi să fim parteneri cu ei. Vă văd foarte liniștit. Înțelegeți-mă, am vorbit astăzi și cu un psiholog. Asta ar spune că lucrurile sunt perfect organizate, nu mai aveți nicio problemă, deci cumva task-urile sunt bifate, da? Da, mă vedeți pe mine liniștit așa, știți, sunt ca un măr din acela la suprafață, tot ok, pe interior mai complicat, pentru că astăzi este, cred că, cea mai complicată zi în evenimente. Ziua dinainte este cea mai grea. Nu, în timpul evenimentului lucrurile se așează, adică începem să fim rodați. Începem până să începe e greu. Dar astăzi este cumva ziua zero în care toată lumea e în toate părțile, toți încercăm să fim pregătiți pentru mâine dimineață, pentru că, practic, Sports Festival nu înseamnă doar aceste două meciuri demonstrative, ci înseamnă 4 zile de sport, de inițiere în peste 20 de sporturi. Toată lumea poate veni să încerce aceste sporturi în mod gratuit. Înseamnă un masterclass cu Patrick Muratoglu, înseamnă un cross caritabil sâmbătă, zone de food, zone de fun, concerte în aer liber. Antonia va concerta sâmbătă. Deci cumva este efectiv un festival, doar că nu este un festival tipic de muzică sau de film, este singurul festival de sport din lume, practic, pentru că nu există un concept asemănător. Da, poate că ar trebui să luăm programul așa efectiv pe zile. Ne-ați spus deja în mare cam ce se întâmplă. Știm că sunt foarte multe activități, dar pentru cei care sunt acum foarte atenți, să știe exact în care zile sunt meciurile, cu exactitate aceste abilități sportive și pasiunea pentru sporturi care pot fi descoperite în aceste proceduri de inițiere, când au posibilitatea. Deci cumva, chiar dacă probabil că o să ne spune și unde găsesc programul exact cei interesați. Sigur, programul se găsește pe site-ul nostru www.sportsfestival.com de la A la Z, dar o să vă fac așa o scurtă trecere prin el. Prima zi, joi, ne încălzim foarte ușor, ca să zic așa. Vor fi doar zone de fun, câteva zone de inițiere, seara un concert cu o trupă locală, zone de food, deci începem foarte, foarte ușor, o încălzire ușoară, pentru că joia știm că este încă o zi de mai agitată pentru toată lumea. Începem de vineri, dimineața deja încep competițiile la diverse sporturi. E de menționat că la competiția de fotbal, de exemplu, la copii, avem peste 1000 de copii înscriși, peste 96 de echipe participante din toată țara vor participa la turneul de fotbal de copii, dar diverse vârste. Deci e o participare extraordinară. Apoi vom avea acest masterclass cu Patrick Muratoglu, care este unul dintre cei mai titrați antrenori de tenis, cred că ever, și este antrenorul Simonei în acest moment. Asta va fi vineri la ora 16:30 în BT Arena. Ulterior, vineri de la ora 20, vom începe meciul și show-ul meciului de retragere al lui Horia Tecău. E prezentă și Simona Halep, e prezent Andrei Pavel, Marius Copil, Robert Lindstedt, fostul partener al lui Horia de dublu, cu care au câștigat atâtea trofee. Și asta va ține până seara, după care ne distrăm, mai stăm prin festival și cred că ne-a ajuns pe prima zi. Sâmbătă, din nou, va fi o zi foarte atractivă, pentru că dimineață la 8:30 vom alerga toți la crossul caritabil pe care îl organizăm împreună cu cei de la Spitale Publice din Bani Privați, inițiativa lui Codin Maticiuc. Și vom dona taxa de înscriere către această cauză. Vor fi foarte multe vedete din toate zonele din România care vor alerga, de la sportivi, fotbaliști, de la Shelly, Nicole Sherry,
În toate zonele, așa, cred că o să fie un mix așa de showbiz din România care va alerga, pentru că am vrut să ne legăm de vector, de imagine, ca să ducem cât mai mulți oameni și cred că vor fi în jur de 1000 de participanți la acest cross sâmbătă. Seara vom avea parada cluburilor sportive pe modelul Jocurilor Olimpice. Fiecare club va veni cu îmbrăcămintea lui, cu steagul lui și vom porni într-un marș de la, din Parcul Central până la Cluj Arena, pe jos, undeva la peste 2500 de persoane vor fi acolo. Va fi ceva foarte, foarte frumos. Seara avem un concert cu Antonia și după care ne uităm la meciul România cu Finlanda pe un ecran mare, tot așa pe platoul dintre sală și stadion. Iar duminică, bineînțeles, închidem festivalul cu meciul de retragere lui Adrian Mutu la ora 20 pe Cluj Arena. Și să nu uit, avem și această rubrică de Sports Talks, în care tot aici în parc vom aduce nume foarte mari din sport, care vor ține pastile de câte 20-30 de minute despre viața lor, despre ce înseamnă să fii un mentor în sport, de la Gică Hagi, la Mihai Silvășan, la Tibiu Șeriu, nume foarte mari, Ilie Năstase vor fi acolo. Deci, cumva este un mix de activități pentru toate categoriile de persoane, și cei mai sportivi, și cei care vor să fie doar spectatori, și cei care vor doar să se distreze. Avem de toate pentru toate categoriile. Știți ce îmi pare rău? Că nu avem emisiune în direct luni dimineața la ora 8, că mi-ar fi plăcut să vă invităm. Nu cred că aș fi ajuns la ora 8 luni dimineață. După patru zile atât de intense, la care, cu multe activități, și așa simt că vreți să participați la toate, să fiți acolo supervisor, ar fi interesant să vă vedem luni dimineața. Ne-ați spus, știți că ne plac cifrele, 1000 la cross, 2500 acolo, concerte și așa mai departe. Dar pe total, cele patru zile, la câți participanți vă așteptați? Dat fiind faptul că festivalul nostru este unul atipic, pentru că cumva nu este un festival închis, adică, și asta cred că este și o parte frumoasă, pentru că noi nu îngrădim acest festival, adică nu există un bilet de intrare. Bilete se plătesc doar la masterclass-ul lui Patrick Muratov, la meciul de tenis și la meciul de fotbal, pentru că, bineînțeles, avem niște costuri enorme pe aceste evenimente și de undeva trebuie să se susțină. Dar în rest, festivalul este all open, adică vor fi, oricine poate să vină de dimineață până seara să asiste la Sports Talk, să se plimbe, să facă sport, inițierea este gratuită. Deci cumva, estimativ, eu zic că vom avea câteva zeci de persoane pe zi. Pentru că oricum suntem într-o zonă foarte frecventată de public, mai ales în weekend. Cred că vom avea în jur de 50.000 de oameni pe zi care vor păși acolo și care vor face cel puțin o activitate în festival. Acolo peste 150.000 de participanți estimăm în cele patru zile. Ați zis și de acrobațiile la înălțime? Da, bine că mi-ați amintit. Avem prin cei de la OK Worldwide, care este o trupă foarte cunoscută din Marea Britanie, au fost și semifinaliști la Britain's Got Talent, adică vorbim despre acrobați de top. Avem un turn de sărituri care va fi o atracție principală a festivalului. Vor face show-uri de sărituri de la peste 6 metri înălțime. Asta am făcut și în 2019. În mod normal, noi suntem adepți să schimbăm, dar mai ales că a trecut mult timp de atunci și pentru că a fost un mega hit, atracție extraordinară, am decis să continuăm cu ei și cred că vor face un show pe cinste. Cred că asta e unul dintre highlight-urile festivalului și mă bucur că mi-ați adus aminte. Da, pentru că ultima dată când ne-am întâlnit, organizați tot așa ceva foarte important, dar la momentul respectiv era vorba și de restricții și atunci nu v-am putut lăsa să faceți așa o invitație cu tot sufletul, pentru că trebuia să, repet, să vă restricționați cumva, dar acum ultimele 30 de secunde vă aparțin pentru a invita publicul acolo. Da, cred că am încercat să trec prin toate până acum. Prim Sports Festival cumva este despre sport, despre sănătate, despre încurajarea vieții sănătoase, este despre cumva a readuce sportul, ca să redăm sportului plăcerea care probabil că exista mai de mult. Adică sportul nu e doar chin, transpirație, stres, îl transformăm într-o zonă de fun, atipică, și cred că toată lumea trebuie să vină aici, pentru că este singurul festival de sport din lume. Asta încerc să o,
să o accentuez venim, pentru că este adevărat. Venim, promitem, solemn. Mulțumim și mult succes, să aveți baftă în toate cele 4 zile. Și ne auzim săptămâna viitoare. Domnilor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Până data viitoare, să aveți parte numai de bine.